Ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Râmnicu-Vâlcea de astăzi, 12 februarie 2021, este legal constituită prin prezența unui număr de 23 de consilieri locali din totalul de 23 în funcție. Țin să vă informez și să vă precizez că v-am transmis fiecăruia dintre dumneavoastră pe mail și în format electronic opinia mea motivată, numărul 3974 din 2 februarie 2021, cu privire la necontrasemnarea hotărârilor Consiliului Local numărul 293/33, 294/34 și 295/35 din 21 decembrie 2020. De asemenea, având în vedere că mandatul președintelui de ședință a expirat, înainte de a-i da cuvântul domnului primar pentru a supune spre aprobare ordinea de zi, îl informez pe acesta că doar punctul 1 de pe ordinea de zi îndeplinește condițiile legale prevăzute de articolul 136 aliniatul 8 din Codul Administrativ, întrucât la celelalte puncte am primit doar avizul Comisiei numărul 1, care are amendamente ce exced cadrului legal, iar avizul Comisiei numărul 3 nu este semnat de către președintele Comisiei. Domnule primar. Bună ziua! În primul rând, aș vrea să... Domnul Crăciunescu, puteți sta aici, nu sunt așa ranchinos ca dumneavoastră. Puteți ocupa loc aici, până ori veți fi ales, ori va fi ales altcineva. N-am nimic împotrivă. Vreau să vă spun că proiectul ordine de zi conține 5 puncte de hotărâri care au fost postate în vederea lor la cunoștință pe site-ul instituției în data de 8.02.2021, așa cum rezultă din anexa la dispoziția primarului 249 din care s-a convocat ședința extraordinară de astăzi. Vreau să vă spun că în urma poziției pe care au avut-o funcționarii publici din aparatul de specialitate și care mi-au invocat articolul 240 din Codul Administrativ, care se referă la răspunderea aferentă actelor administrative și care spune așa: avizarea pentru legalitate și semnarea documentelor de fundamentare angajează răspunderea administrativă, civilă și penală, după caz, a semnatarilor. Corroborat cu articolul 490, tipuri de răspundere, încălcarea de către funcționare publici cu vinovăție a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, în condițiile lege și ale prezentului cod. La toate acestea, adăugându-se materialul trimis de domnul secretar, care vizează pentru legalitate și care sună în felul următor, sper că l-ați primit și dumneavoastră pe mail, dar am datoria să vă-l citesc, în conformitate cu prevederile articolului 136 alineatul 7 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm alăturat avizele Comisiei de Specialitate numărul 1, acordate pentru punctele ce fac obiectul ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Râmnicu-Vâlcea, convocată în data de 12 februarie 2021, ora 10. Amendamentele propuse pentru proiectele de hotărâri de la punctele 2, 3, 4 și 5 de pe proiectul ordine de zi nu se încadrează în prevederile legale menționate în cuprinsul proiectelor de hotărâri și în aceste condiții se propune retragerea acestora de pe ordinea de zi în vederea completării rapoartelor compartimentelor de specialitate cu privire la amendamentele propuse. De asemenea, avizul Comisiei de Specialitate numărul 3 nu v-a fost înaintat întrucât nu sunt semnate de președintele Comisiei. Toate aceste articole coroborate m-au determinat să retrag de pe ordinea de zi punctul 2, 3, 4, 5. De aceea, supun spre aprobare în temeiul prevederilor articolului 35 aliniatul 7 din Codul Administrativ proiectul ordine de zi a ședinței extraordinare de astăzi, care se aprobă cu majoritate simplă, cu următorul punct: proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de cel mult 3 luni. Inițiator, primarul municipiului. Cine este pentru? Unanimitate. Unanimitate. Vă mulțumesc. Domnul secretar, aveți cuvântul. Propuneri pentru președintele de ședință? Domnul consilier Părbulescu? Solicită să fie supus votului domnul Crăciunescu Grigore. Domnule consilier Părbulescu, domnul Crăciunescu Grigore tocmai și-a încetat mandatul de maxim 3 luni de zile. În aceste condiții, propunerea dumneavoastră depășește cadrul legal și dacă vă asumați o astfel de propunere, eu îmi rezerv dreptul de a nu a contrasemna hotărârea. Dacă permiteți, domnul secretar, să spun și eu, conform codului administrativ, articolul 123, alineatul 1,
spune în felul următor. Președintele de ședință se alege pentru cel mult 3 luni de zile. Se alege prin vot deschis. Asta este legea, nimeni nu spune că după alte 3 luni poate fi ales din nou domnul Crăcinescu, așa se interpretează legea, deci domnul secretar, dumneavoastră stabiliți legalitatea, din punctul meu de vedere, îmi este indiferent. Dacă nu mai sunt alte propuneri, atunci vă rog să supuneți la vot propunerea domnului consilier Pârvulescu. Cine este pentru? 12 voturi pentru, abțineri, împotrivă, 11 voturi împotrivă. Proiectul de hotărâre a fost adoptat, așa cum am și spus, îmi rezerv dreptul de a nu contrasemna hotărârea, considerând-o nelegală. Vă mulțumesc, vă doresc o zi bună. Înainte să încheiem, domnule secretar, puteți să ne spuneți și nou articolul de lege? A fost ales un președinte de ședință, am înțeles, dar îl rog să vină pentru... să conducă ședința. Eu am înțeles, dar pentru buna noastră informare. 123, alineatul 1, codul administrativ. Dar care este articolul de lege care nu ne dă, nu permite alegerea acelui președinte de ședință? Știți articolul 123, alineatul 1, mulțumesc. Articolul 123, care spune că se alege pentru o perioadă de maxim 3 luni. Și care este articolul care interzice alegerea acelui președinte? Păi pe cale de consecință trebuie să și interzică? Mulțumim, vă dorim succes. Încă n-am închis ședința, domnule primar. Vă rog să spuneți ce aveți de spus, domnul consilier Preoteasa. A spus. Da. Da. Eu voi închide ședința. Mai există vreo completare? Mai există vreo orare de cuvânt? Întrebarea mea era pentru domnul secretar să ne spună articolul de lege prin care, articolul de lege care interzice alegerea aceluiași președinte de ședință pentru următorul mandat. Păi dacă articolul 123 din codul administrativ spune în mod explicit că președintele de ședință se alege pentru o perioadă de cel mult 3 luni de zile, ce articol credeți dumneavoastră că ar trebui să interzică alegerea consecutivă? Am înțeles, dar nu interzice codul administrativ în mod expres. Deci este poziția mea asupra legalității, o să o motivez și în scris, o să mi-o asum prin semnătură și o să o comunic și dumneavoastră și domnului prefect. Da. Domnul viceprimar Pârvulescu, vă rog, domnul Pârvulescu, microfon. Interpretarea noastră din punctul de vedere este legată de faptul că un președinte de ședință este ales pentru o perioadă de 3 luni de zile. Asta nu înseamnă că aceeași persoană nu poate fi prelungit pentru încă 3 luni de zile sau încă 3 luni și încă 3 luni, exact pe perioada de valabilitate. Domnul secretar are o opinie, noi avem o opinie și ca de obicei aceste opinii vor fi tranșate de către instanțele în drept. Asta este, mergem mai departe și credem că este momentul ca noi să ne apucăm de treabă la serios, pentru că în comunitatea noastră este nevoie de proiecte care să aducă bunăstarea cetățenilor. Referitor la ședința anterioară extraordinară convocată de primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru că în Consiliul de Coordonare de Conducere al Filarmonicii Ion Dumitrescu, reprezentantul nostru, doamna Narcisa Stan, are atribuții legate de faptul că noi personal nu credem că o instituție de cultură ca această filarmonică Ion Dumitrescu să fie transformată într-un circ. Pentru asta o să o rog pe colega noastră să facă verificările necesare la nivelul conducerii filarmonicii, să vedem dacă personalul din cadrul acestei instituții publice subordonată Consiliului Local a avut vreo implicare în amenajarea aceea tip circ de la ședința anterioară. De asemenea, în spațiu public există niște informații legate de către Teatru Ariel, o altă instituție subordonată Consiliului Local, în care o doamnă angajată din această instituție face niște afirmații. O loc pe colega mea, Nicoleta Strâmbei, să meargă și să facă verificările necesare, iar la ședința următoare, dacă aceste informații sunt reale, vă rugăm să ne propuneți niște măsuri. Da? Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc! Dacă mai sunt alte opinii, nemai fiind, declar ședința. Domnul Proteas a dorit să mai spuneți ceva? Microfonul, vă rog. În momentul de față, ședința este închisă?
În momentul de față, ședința este deschisă. Transmisiunea live a fost întreruptă pe site-ul primăriei. Avem vreo cunoștință de acest lucru? Cred că ar trebui în aceeași măsură, aș dori să completez solicitarea făcută de către domnul viceprimar Pârvulescu, către colega noastră Narcisa Stan, pe lângă ceea ce i s-a transmis că trebuie să facă în calitate de reprezentant al Consiliului Local în raport cu conducerea Filarmonicii pe tema ședinței extraordinare precedente, am rugămintea să verifice care au fost motivele pentru care în timpul ședinței extraordinare transmisia live a fost întreruptă, întrucât prin dispoziția primarului trebuie asigurată. Domnul Pârvulescu, doriți să mai completați? Vă rog. Domnul secretar, eu vreau să vă adresez o întrebare legată de faptul că știm în codul administrativ că primarul este obligat să asigure cadrul necesar în care Consiliul Local să-și desfășoare ședințele în legalitate. Care este sancțiunea pentru care, aici nu trebuie să-mi dați un răspuns pe loc, ci v-aș ruga să vă gândiți ca la proxima ședință să ne spuneți care sunt măsurile care pot fi luate împotriva executivului și cine este responsabil pentru faptul că, uitați, în momentul de față, ședința nu mai este transmisă live în spațiu public și aș vrea în același timp să-mi spuneți cine este persoana responsabilă care poate fi trasă la răspundere pentru modul în care a fost aranjată sala de ședință anterioară, adică cu acele schiuri, cu acele însemne, care din punctul meu de vedere nu fac cinste unui oraș. Rugămintea mea este nu să-mi dați un răspuns pe loc, m-aș bucura să fie scris și dumneavoastră, din interpretarea dumneavoastră juridică, să-mi indicați actele normative aplicabile. De asemenea, tot în acest răspuns, ca să ajungem la un nivel de respect între noi, membrii Consiliului, observăm anumite derapaje în discuțiile care au loc și aici mă refer dacă pentru consilierii locali codul administrativ spune foarte clar care sunt sancțiunile pe care președintele de ședință le poate lua. Eu nu am identificat cum poate fi corectat comportamentul primarului pentru faptul că întrerupte, pentru faptul că jignește, pentru faptul că duce discuțiile în derizoriu. Este aplicabilă pentru primar în situația de faptă, de față, solicitarea organelor care asigură ordinea ca dumnealui să fie scos din sală? V-am spus, nu vreau acum, vreau doar scris și motivat pe prevederi legale. Vă mulțumesc frumos! S-a consemnat în procesul verbal, o să primiți scris răspuns la solicitarea dumneavoastră, la solicitările, de fapt că sunt mai multe. Alte discuții, nemai fiind alte discuții, declar ședința extraordinară din data de 12 februarie 2021 închisă. Vă mulțumesc pentru participare.